În ultimele 48 de ore, pompierii hunădoreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea 24 de incendii de vegetație uscată, produse în zonele Brad, Țara Hațegului, Ilia, Călan, Deva și Valea Jiului. Persoanele care incendiază vegetația sunt pasibile de amenzi cuprinse între 7.500 de lei și 100.000 de lei. În ultimele 48 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Hunedoara au intervenit pentru stingerea a 24 de incendii de vegetație uscată. Acestea s-au produs în localități din zonele Brad, în Țara Hațegului, Călan, Deva, dar și în Valea Jiului. Pentru localizarea și lichidarea incendiilor au fost alocate numeroase forțe și mijloace tehnice de la subunitățile ISU Hunedoara. Un incendiu mai mare de vegetație uscată s-a produs noaptea trecută în comuna Buceș, în zona Vulcan. Pompierii din Brad, în colaborare cu colegii de la ISU Alba, s-au luptat cu flăcările timp de mai multe ore. La ora 1:40, noaptea trecută, incendiul a fost lichidat. A ars vegetație uscată și litieră de pădure pe aproximativ 30 de hectare. Pompierii hunedoreni reamintesc faptul că este interzisă arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale, indiferent de forma de proprietate a terenului. Mai mult decât atât, nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii vegetației constituie infracțiune și se sancționează cu amendă de la 7.500 de lei la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Un regim sancționar distinct este stabilit pentru arderea miriștilor, stufului, tufărișului și vegetații erboase din ariile protejate, ci de pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptă care constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă a fost natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.